Salutare, dragi prieteni, eu sunt Dodo. Bună, eu sunt Dorotea. Așa că, dragii mei, astăzi am să vă arăt cum fac un smeu. Un smeu pentru Dorotea. Acum, adevărul este că bate foarte tare vântul. Atunci când vântul e foarte puternic, ca smeul să fie un pic mai greu, ca să nu-l rupă foarte, foarte ușor. Așa că, dragii mei, o să-i dăm bătaie să facem smeul. Te bucuri? Da! Dar și eu! Așa că se dăm bătaie. Da, și nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să dați un share și să apăsați butonul de... de subscribe! Yeah! Deci am așa carton și mi-am schimbat practic ideea. Am vrut să fac din această... nu știu, acest material. E un material. Un material impermeabil. Unde e și foarte, foarte ușor, dar pentru că avem vânt, vânt din belșug, o să folosesc un fel de carton. O să folosesc cartonul ăsta, un carton de la green screen, și pe margini va trebui să-l întăresc. Altfel o să se îndoaie, n-are cum să meargă. Și atunci mă voi folosi de niște bețe, așa că o să încerc să le tai așa mai... nu trebuie să fie neapărat uniform, dar să nu fie nici chiar așa late. We'll be right back.
Bun. Am tăiat cortul, oricum am distrus cortul din cauza că l-am dat la cineva și mi-a cam stricat cortul. Așa că asta o voi folosi ca și coadă. Coadă la zmeu. Ce va folosi și ca o greutate. Așa. Asta va fi coada zmeului. Așa. Sper să nu fie prea grea. O dată așa. Acum voi face ca coada zmeului se poată plimba stânga-dreapta. Nu o să o fixez. Nu o să fie fixată foarte tare. Uitați așa. Coada va trebui să se plimbe. Ca să se centreze, să fie pe mijloc. Dacă e într-o parte, atunci zmeul va zbura într-o parte. Bun. Și acum asta va fi coada. O leg aici. Cam așa. Bun. Atunci se poate plimba. Sper să fie destul de grea coada. Primul test! Hai! Încet, încet, că se agață. Nu avem loc. Deci lansarea a reușit. Dar că nu avem loc la agățat Dorotea. Chestia e că nu avem loc unde să-l lansăm. Dragii mei, zmeul mi-a reușit. Ați văzut, a zburat, a mers cum trebuie. Problema este în felul următor. Nu am loc aici pentru că sunt foarte, foarte mulți copaci. Trebuie să se ridice puțin mai sus ca să mă pot ajuta de curent să-l țin în aer de pe loc. Prima trebuie să alergi până se înalță puțin. Ați văzut, a zburat. Chestia e că vă trebuie un loc, un spațiu foarte, foarte mare să nu aveți copaci. Ați văzut și voi, a rămas zmeul în copac. A rămas meu un copac. Mă rog, îi trebuie și o coadă mai frumoasă, dar ceea ce am făcut așa, să vedeți, chiar se poate. Așa că, dragii mei, cam asta a fost pentru astăzi. V-am arătat cum se face un zmeu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share, să apăsați butonul de subscribe și până data viitoare eu v-am salutat și v-am pupat. Pa, pa!